Momente de coșmar pentru o femeie care dormea cu patrupedul în pat. A fost aproape mâncată de vie în momentul în care câinele i-a devorat jumătate din braț. Conform știri de Cluj.ro, Tia, în vârstă de 41 de ani, se afla acasă atunci când propriul câine a încercat să o sfâșie de vie. Tragicul eveniment s-a petrecut când stăpâna a adus un alt cățel pe teritoriul cățelului său, Hercules. Câinele de rasă Pitbull a înnebunit când a văzut un alt animal lângă stăpâna sa. Cățelul a sărit pe canapea, așa că m-am dus să-l iau și prietenul meu i-a spus să coboare, a declarat femeia. În momentul următor, Hercules s-a aruncat asupra gâtului lui Peter, prietenul ei. Aceasta a încercat să intervină, a reușit să tragă câinele în baie, iar Hercules a atacat-o și pe ea. Cățelul i-a smuls jumătate din braț, i-a mușcat bicepsul și a rănit-o în diferite locuri ale corpului. Femeia a fost îngrozită de reacția lui Hercules, mai ales că dormise alături de cățel cu o seară înainte de teribilul eveniment prin care urma să treacă. Tia nu și-a amintit întregul moment din cauza durerilor și a fricii. Nu mi-amintesc sentimentul, îmi amintesc că am ținut pat. Hercule, eu sunt, a mai spus Tia. Salvarea femeii a venit din partea fiicei și a cumnatului său. Cei doi au asistat la nenorocirea ce nu părea să se termine, moment în care cumnatul său a intrat și a tras câinele care sfâșia corpul Tiei. Tia a mai declarat că Hercule s-a fost salvat dintr-un centru de adăpost, iar înainte să fie preluat de ea, acesta suferise și fusese ars cu țigara. Scena de groază a durat aproximativ 5 minute, dar o eternitate pentru stăpâna care urla ca din gură de șarpe. Ulterior, ea a suferit intervenții chirurgicale din zona mușcăturilor și au trebuit 19 zile în spital pentru recuperare, relatează știri de Cluj.ro.